Veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva, aflat în patrimoniul Bisericii Sfânta Vineri, din cartierul bucureștean Drumul Taberei, a fost așezat astăzi într-o raclă nouă, confecționată la atelierele Patriarhiei Române. Aceasta a fost sfințită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop, vicar patriarhal, la finalul Sfintei Liturghii. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre legătura dintre cea de-a doua Evanghelie citită în cadrul slujbei și pomenirea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Evanghelia se încheie cu cuvântul: "Mergi în pace, credința ta te-a mântuit." Se citește această Evanghelie pentru că astăzi Biserica ne pune încă o dată la inimă, acum când postul este spre sfârșite, icoana unui mare dascăl al pocăinței, care este Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Am sărbătorit-o în ziua ei anuală de pomenire pe 1 aprilie. Acum câteva zile, miercuri seara, am ascultat și am citit viața ei la denia canonului celui mare, viață scrisă de către Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. Iar iată, astăzi, în duminica a cincea, o duminică specială închinată ei, pentru că ea a cunoscut adâncul păcatului. Vreme de 47 de ani s-a răstignit pentru lumea aceasta, trăind în condiții incompatibile cu viața. Această icoană pe care o aveți aici la închinare arată că și-a mortificat trupul. De aceea preotul Zosima, care a găsit-o în pustiu, a văzut-o că atunci când se ruga, era transformată într-o coloană de foc înălțată deasupra pământului. La ce înălțime a sfințeniei ajunsese această femeie care oarecând a fost adâncul păcatului. Ceea ce s-a cântat într-un irmos al canonului celui mare: strigat am către înduratul Dumnezeu din iadul cel mai de jos și m-a auzit și a scos din stricăciune viața mea. S-a făcut această întreită pomenire a Sfintei Maria Egipteanca ca nu cumva vreunul dintre noi, considerând că am adunat atâtea păcate încât este prea târziu, este inutil să ne mai pocăim, să ne mai întoarcem la Dumnezeu, pentru că nici El n-ar mai putea să ne vindece de toată stricăciunea pe care am cunoscut-o. După odpustul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a săvârșit slujba de sfințire a noii racle. Veșmântul Sfintei Parascheva a fost oferit parohiei Sfânta Vineri în anul 2000 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În acest veșmânt, în anul jubiliar 2000, a fost acoperit trupul sau sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași și, într-adevăr, așa cum s-a întâmplat și în Sfânta Evanghelie, când prin marginea hainei Mântuitorului femeia care era bolnavă s-a vindecat, prin acest veșmânt, atunci când a fost adus la parohie, îndată s-a simțit lucrarea Harului lui Dumnezeu, pentru că la scurt timp s-a început ridicarea bisericii și s-a și terminat. Nu doar așa s-a manifestat harul pe care Sfânta Cuvioasă Parascheva l-a dobândit prin ostenerile ei, ci și prin bucuriile duhovnicești pe care le simțim și prin, iată, această comunitate atât de frumoasă. Lucrările de zidire a Bisericii Sfânta Vineri au fost coordonate de părintele Nicolae Burlan, ctitor și fost paroh al lăcașului de cult, trecut la cele veșnice în anul 2020.